Salutare domnilor și bine v-am găsit la un nou episod de vlog. Bine v-am găsit la un nou episod în care o să vă prezint viața mea, ce face un sportiv, un culturist profesionist, cum își duce traiul, să spunem așa. Este miercuri, astăzi avem zi de pauză, sunt ziua de după picioare și spre bucuria mea seara am putut să dorm foarte bine. Lui Iubi, după cum bine știți, Iubi a fost operată și ca recomandare acolo pe rețetă mi-a trecut un supliment cu melatonină, sunt niște picături care se țin sub limbă. Aseară le-am făcut și eu proba, se pare că sunt foarte bune, foarte eficiente, am dormit toată noaptea liniștit, fără să mă întorc prin somn și așa mai departe, deoarece ziua de picioare, seara care urmează după ce fac picioare, sunt foarte agitat, nu pot să mă odihnesc cum trebuie, sistemul nervos central cu siguranță este prăjit și de aia nici nu pot să dorm cum trebuie și sunt frustrat. Ei bine, aseară am dormit foarte bine și chiar vă recomand acele picături. O să las aici o imagine cu ele și dacă, nu știu, nu cred că trebuie rețetă la ele. Dacă aveți așa probleme într-o seară cu somnul, chiar vă recomand. Ține sub limbă o pipetă de aia, cam un minut. Bun. M-am trezit, am mâncat masa 1, acum o să merg la un masaj, mai bine spus la o acupunctură, la Eduard. Am tot întâmpinat câteva mici probleme în timpul antrenamentelor și cred că este cazul neapărat să merg de acum săptămânal să fac masaje, să fac toate procedeile pentru a detensiona musculatura și pentru a fi în siguranță. Astăzi o să-l rog frumos să-mi facă în zona pieptului aici, la inserția de umăr, pentru că aici am avut cele mai mari probleme și pe bicepsul femural. Și de acum o să țin așa aproape săptămânal să fie totul cum trebuie, pentru că trebuie să facem treabă. Domnilor, cu bucurie în suflet vă anunț că am stabilit împreună cu antrenorul meu Patrick primul concurs de anul acesta, debutul meu la profesioniști. Acesta va fi pe 11 noiembrie, unde decât la București. Este dorința mea cea mai mare să debutez în România, să debutez alături de voi aici. Așa că prin august o să încep pregătirea, până în august mai punem câțiva mușchi ca să facem show. Bun, nu mai pierd timpul. Am programare la 12:30, mergem la Eduard și revin de acolo. Power! Deci, efectiv, am căutat parcare, cred că 20 de minute m-am învârtit. O să ajungă să nu-ți mai convină în următorii ani, dacă nu se întâmplă ceva, să mai ieși cu mașina în oraș când ai treabă, mai ales în zonele astea așa mai populate. Ia uite un loc aici, dar nu cred, aveam loc, dar a plecat acum. M-am învârtit și prin spate și peste tot. Incredibil, afară a venit primăvara. Nu mai avem mult și ajungem și noi la... E mult zis masaj. La tortură. Este foarte mare, da. Și un copac care este mai subțire. Ăla subțire, dacă îl îndoi, el nu se rupe. Dar un copac mare, când face păr, apoi face păr. Da. Ai crescut foarte mult și fibrile tale din pectoral au început să retracteze. Asta înseamnă că dacă nu faci ceva... Se retractează de tot. Da, ele sunt retractate și în momentul în care lucrez, da, se pot rupe. Cu
cotul mult mai lăsat. Nici nu fac exercițiile care pun crașul și ăsta. Da. Dar adică la extensii cu bara, aproape am dublat greutatea. Mă gândesc că vrei să te bați cu unul și o strânge așa de mușchișorul. Să ne mărdesc cu doar o perioadă. Ok, domnilor, am ajuns la sală, este următoarea zi. O să vă las aici o poză după ședința de masaj. A fost de acupunctură. Mi s-a învenețit puțin pieptul. Eram foarte, foarte tensionat. Bine că am mers pentru că riscam accidentări. Vă recomand tuturor care faceți sală constant să faceți ceva, să detensionați mușchii, să mergeți la ședințe de kinetoterapie. Sunt foarte importante. Personal, și o spun așa cu puțină rușine, am cam neglijat aspectul ăsta. Nu din lene, ci uneori din lipsă de timp, dar o să mă țin și o să integrez asta ca parte din procesul meu, pentru că este obligatoriu. Următoarea zi am ajuns la sală, avem umeri cu triceps, am făcut încălzirea, am băut pre-workout-ul, avem 3 mese la activ și vom face primul exercițiu împins la Smith pentru umeri. Aici vom face undeva la 3 serii, 4 serii de încălzire, cum simt că trebuie, ca să fiu foarte bine încălzit. După aia vom face 2 serii de lucru, una mai grea, 6-8 repetări, și una mai ușoară. Haideți să vedem. Acum este a doua serie de încălzire. Dacă îl vedeți pe Alex în blugi, să știți că și-a uitat echipamentul acasă, nu se antrenează în blugi. Dar mi s-a mai întâmplat și mie să mă uit ba Adidas și ba să uit Adidas și pe în sală, ba să mai uit câte un tricou, ba să mi se răstoarne shaker-ul în geantă. Dar asta este, face parte din sistem. Aici bem 30 de grame de dextrină cu 15 grame de aminoacid esențial și 10 grame de intra-workout. Ne mai dăm încă o serie de încălzire. Op. 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 Și o să revin direct cu seria grea. Ok. Prima serie de lucru. La primul exercițiu. 65 și cu 65. 130 și cu bara cam 10 kg. 140. Va trebui să fac între 6 și 8 repetări. Un mușchi puternic, rețineți, nu va fi niciodată un mușchi mic. Mușchiul reacționează la stimul și un stimul foarte puternic este această tensiune mecanică. Care ne va ajuta de la antrenament la antrenament
să devin mai puternici și implicit să creștem. Lasă-mă singur! Ok, gata cu împinsul, am trecut la următorul exercițiu, voi face ridicări laterale cu ganterele din stând pe bancă. Aici, același principiu, voi face cam două serii premergătoare, doar să mă obișnuiesc cu greutatea, să fac puțin conexiunea și două serii grele, una 6-8 repetări, una 10-12. Am făcut o serie de încălzire, mai fac încă una și după aia seria foarte grea. Am făcut mult timp din picioare, am ajuns să fac cu greutăți foarte mari și pierdeam puțin din conexiune. Aici, datorită formei, sunt limitat la greutăți și simt mult mai bine și scopul este să scoatem maxim din exercițiu, stimul maxim. Și revin cu seria grea. Mamă! Hai! Hai cu mine! Încă una! Așa, și între timp. Ok, m-am uitat pe filmare și mi s-a părut că nu am depus suficient efort. Simt că ar merge un pic mai greu, așa că mai dau o serie mai grea. Hai să vedem cu un 30 ce se întâmplă. Dacă am supraestimat forța divină de zeu grec sau e doar o imaginație. Vedem oare cu 30. Tu ce zici, mergi cu 30? Legeră. Legeră? Legeră? Ah, hai bun. Hai mă! Alex, vii deodată cu mine la prima ca să vedem cum pleacă. Seria de lucru. Câte 5 plăci pe parte. M-a ajuns, da? 2 3 5. Hai, singur, da? Bun. 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 Hai cu mine. Bun. Bun. Bravo. Bine. Bun, ridicări laterale la aparat. Următorul exercițiu
deja sunt rupt, mai am și tricepsul. Aici voi face două serii, pentru că full stack nu ne permite să ducem la epuizare într-un număr relativ mic de repetări. Voi face câte repetări merg, nu mă mai interesează numărul lor. Ok, domnilor, am trecut la triceps. O să dau pe repede înainte un exercițiu, două, pentru voi. Să vă arăt, pentru că mai am 20% baterie și trebuie să-mi țin telefonul ca să fac cumpărături după. Am cardul pe telefon. Deci, am făcut 3 serii de încălzire la extensii, 2 serii grele. După aia extensii cu sfoara la fel, după aia am pins cu bara la Smith. După aia extensii la aparat, de aici, deasupra capului. Și flexii cu, și extensii cu un singur braț, ori în supinație, ori în cruce, vom vedea. Hai să dăm seria asta, nu e de lucru. Voi face până în 12 repetări așa. Vreau să vă zic că deja cotul este mult mai bine, mă simt mult mai bine, pot să pun mai multe kilograme la extensii și sunt foarte fericit. Deja mi-am pompat foarte bine. Treaba e bună. Extensii cu sfoara, a adus Vlad o sfoară foarte tare, lungă, mult mai lungă decât sfoara normală. Și putem să facem extensii complete. Să întindem foarte bine tricepsul. Suntem la prima serie de lucru până în 8 repetări așa, concentrate. La ultima așa am ajuns un pic, da? Da. Una. Două. Trei. Pomparea este foarte bună, vă cum vedeți. Închei aici vlogul de la sală, mai continui cu finalul, dar las atât că nu mai am baterie, mai am 12%. Mai fac împins la Smith și încă un aparat. Vă pup!